Păi, dar nu vă salut eu, distinși consumatori de daily vloguri maricine? Păi, vă salut! În daily vlogul de astăzi facem ce voiați voi să facem. Mai exact, review la acest Polaroid. La acest laborator de printat poze Polaroid. Așa zic ei, Polaroid Lab. Eu v-am întrebat dacă vreți să fac un review. Voi mi-ați scris că da, așa că prestez, nu stau la discuții. Astăzi vorbim despre această jucărie care m-a costat vreo 650 de lei sau ceva de genul, link în descriere, și care încă nu m-a convins dacă merită banii sau nu. O să vă explic și de ce. Eu am printat zilele trecute cu ajutorul acestei jucării un perete, aproape un perete, cu poze Polaroid. Și sunt câteva chestii care mă recrie așa pe cap, pe lângă prețul exorbitant al colilor de pe care printezi, adică al, ei zic că e film. Pozele Polaroid costă 79 de lei 8 bucăți, adică vreo 10 lei bucata de poze, 8 poze. Ei mai au, au mai multe versiuni, de astea sunt unele cu hârtie cu marginea mai, mai drăguță la atingere, ăsta de exemplu costă 89 de lei. Sunt unele pe auriu, marginea aurie, alea costă vreo 100 și ceva de lei. Ideea e că diferă de la model la model, ăsta mi se pare cel mai ok la bani, e, cum spuneam, cel mai ok dintre toate care sunt, 79 de lei. Am înțeles de la prietenul subiectiv.ro, care a văzut vlogul meu precedent în care mă plângeam de cât de mult costă astea, că ele sunt atât de scumpe pentru că au o tehnologie șmecheră. Înăuntru, acolo se întâmplă magia, chimia. Acolo e cerneala și se întâmplă tot felul de chestii. Și de-aia, reacții chimice, și de-aia, și de-aia costă atât de mult. Dar, Armana, dau bani pe ele, pot să mă plâng că sunt scumpe, da? Ok. Cum spuneam, sunt mai multe filme pe care poți să le folosești la nebunia asta. Eu am ales, le-am ales pe astea mai ieftine pentru că sunt hashtag sărac. Haideți să vă arăt cum funcționează toată povestea. Deci el vine la 650 de lei fără niciun pachet de ăsta. Trebuie să-l cumperi separat. Tu îl iei frumos, îl scoți din cutie, îl desfaci cu grijă, atenție și îngrijorare și așa arată chestia. O chestie drăguță, să zic așa, e această foaie de protecție. Tu bagi nebunia asta cu totul aici în Polaroid, în Polaroid Lab. Da? O iei și o... Ah, trebuie să o scoți pe cea veche. Da? O bagi aici frumos, elegant, civilizat cât de cât. A făcut click, a închis beleaua. E! El scuipă afară această... chestie de protecție, acest carton de protecție. Atenție, întotdeauna chestia asta neagră care a ieșit aici așa de plastic, trebuie să, să nu trageți de ea, să o lăsați să intre la loc, pentru că e parte din mecanism. Și iese chestia asta de protecție cu mesajul ăsta drăguț. Sunt mai multe mesaje, toate sunt simpatice. Ce să zic? Mesaje drăguțe de toți banii, vă rog. Cartușul ăsta cu cele 8 filme e dintr-un plastic și un aluminiu. Nu știu care e faza de ce consumă atât de mult plastic și metal în toată povestea asta, pentru că ei știu mai bine care este mecanismul din spate, dar ideal ar fi să meargă și într-o zonă mai sustenabilă. Hashtag părerea mea. Bun, după ce ai introdus tăvița asta cu cele 8 file, și ți-a scuipat mesajul ăsta inspirațional la o drăguț, simpatic afară, e timpul să pornești jucăria. Jucăria asta se pornește printr-o metodă mecanică, să zic așa. Apeși aici pe butonul ăsta care e de fapt un opritor și care ridică chestia asta care e pe arcuri, lungește gâtul așa și se aprinde. Dacă vrei să o închizi, la fel, apeși pe el până face click și s-a închis, s-a oprit jucăria. Când o deschizi, cum spuneam, apeși aici. Bam! Și s-a aprins jucăria. E, îi dai această carcasă la o parte, chestie de protecție, și acum ajungem în punctul în care chiar vom printa o poză din telefon. Ca să printezi pozele cu această jucărie, trebuie să ai aplicația Polaroid în telefon. Când intri în aplicație, selectezi frumos Polaroid Lab și alegi poza din galeria ta foto. Eu am o poză restantă cu colonelul Sanders în Dallas și o voi selecta. Eu ieri, în timp ce
făceam toată nebunia asta aici, harta asta, în caz că n-ați văzut, link în descriere către clipul în care am personalizat super tare harta asta de perete cu poze Polaroid, cu poze din vacanțele ionesciene. Ieri mi-am dat seama de o chestie. Eu foloseam iPhone 12 Pro Max în procesul ăsta, am folosit telefonul ăsta pentru vreo 4-5 poze. Și mă uitam și eram, bă, dar de ce sunt prea zoomate? Era zoom în poză, adică cum îți apărea pe ecran versus cum ieșea. Ieșea cu un soi de zoom. Și mai mi-am dat seama, display-ul telefonului, fiind mai mare, nu se potrivește perfect cu această găurică. Și când îți face poza, că sistemul e simplu, din câte mi-am dat eu seama, aici e un soi de aparat fotopolarit care are o lentilă specială care pozează display-ul telefonului. Acest pătrățel este mai mic decât ecranul telefonului și decât poza afișată pe ecranul telefonului și îți va cropui poza. Și de asta e bine să folosești un telefon cu un display mai mic. Noroc că avem acest iPhone 10 în casă și o să folosim acest iPhone 10 ca să nu iasă poza mai cropuită. Procesul e simplu. Cum spuneam, aici e un aparat foto care are o lentilă specială. În momentul în care tu pui telefonul aici, vei auzi acest sunet. Dacă auzi acest sunet, înseamnă că e ok și poți să printezi poza. Înseamnă că am încadrat bine telefonul. Apeși butonul ăsta. Și gata poza. Am înțeles din clipul, unul dintre clipurile lor de prezentare, că e bine câteva secunde să lași poza așa și după aia să o întorci. Am mai înțeles de la prietenul subiectiv, și eu știam chestia asta, nu știam exact de ce, nu e bine să faci mișcarea asta de agitare a pozei. Asta pentru că în această poză, și de asta e și motivul pentru care e scumpă, există cearneală și tu nu faci altceva decât să amesteci cearneala aia și să-ți strici poza. Deci de-aia nu faceți chestia asta pe care ați văzut-o în film sau în videoclipuri. Ok, acum o să aștept, o las frumos așa ca să își facă magia, să apară poza cu mine și colonelul Sanders. Ăsta este procesul, e un proces simplu, drăguț, distractiv și cred că ăsta este cel mai... Cred că ăsta este atuul acestui Polaroid Lab, că e distractiv. Spre deosebire de o imprimantă clasică sau o imprimantă mai micuță, ai luat, ai trimis poza prin Bluetooth și ți-a printat-o la o calitate extraordinară. Aici mi se pare magia Polaroidului. Încă o dată vă arăt cum se închide. Apeși frumos și s-a închis. Asta e magia Polaroidului. Ăsta ar fi principalul plus. Are așa un vibe, are o poveste, îți dă senzația că ești parte dintr-un proces mai complex, ceea ce se și întâmplă, că chiar e un proces complex, e o adevărată magie ce se întâmplă aici. Însă, marele minus pe care îl văd eu aici, pe lângă prețul destul de mare al acestor coli, al acestor consumabile, ca să zic așa, este calitatea pozei. Știu că o să sună ciudat că zic asta, dar nu sunt foarte mulțumit de calitatea pozelor. Adică arată mișto, dar ok, știu că e Polaroid și că ăsta e farmecul, nu e poza perfectă, dar totuși culorile sunt puțin cam bușite și o să vă arăt imediat. De fapt o să vedeți acum pe ecran. Au o tentă de verde. Adică, nu știu dacă se vede, dar mie... Nu cred că e problema de la ochiul meu, nu? Și voi vedeți aceeași chestie. Pozele mele se duc într-o zonă de verde. Și nu înțeleg de ce, adică aș vrea să am niște culori vii care să păstreze culorile din poză. Din poza făcută cu telefonul. Și chestia asta mă frustrează puțin, pentru că costă o groază de bani și te aștepți la o calitate. Din ce am înțeles eu, tot prietenul subiectiv mi-a zis chestia asta, e posibil ca pozele să nu fi fost, colile astea să nu fi fost depozitate corespunzător. Dar nu știu ce să zic despre chestia asta. Așa că dacă e să mă întrebați pe mine dacă vă recomand chestia asta, eu nu v-aș recomanda-o neapărat decât dacă vreți să aveți vibe-ul ăla de Polaroid. Să aveți
povestea aia. Adică să dai acei extra money pentru ceva care nu este la fel de competitiv cu altele de pe piață, dar care este diferit. Și sincer, mă duce puțin cu gândul la Apple, chestia asta. Adică, un exemplu foarte bun este iPhone 12 Pro Max, care este un telefon care nu vine cu cea mai șmecheră tehnologie de pe piață și care costă cât nu costă foarte multe telefoane de pe piață care au tehnologie super șmecheră în el. Dar îți oferă altceva. Îți oferă ecosistemul ăsta Apple. Îți oferă software-ul ăsta impecabil și faptul că nu se blochează și are minusuri, dar are și un plus care face diferența între el și restul competitorilor. Cam așa văd și Polaroidul ăsta. Nu e cel mai, dar Doom asta cu pozele astea care apar ca prin magie în 15 minute, e interesant. Acum, mai departe, voi decideți ce faceți cu banii voștri. Eu nu regret achiziția asta, mi se pare cool, dar sincer, dacă aș da timpul înapoi, cel mai probabil mi-aș face mai bine temele. Nu știu dacă aș cumpăra-o, dar mi-aș face mai bine temele și m-aș uita cu atenție să văd în piață ce alte variante sunt, calitate-preț. Asta este concluzia mea despre jucăria asta, găsiți link în descriere către ea, către site-ul celor de la H2O Shop, de acolo am cumpărat-o. Putem concluzia că ăsta a fost vlogul de azi, abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, pentru că mâine vine un alt daily vlog pe acest canal fantastic. Pa! Da, deci vedeți? Aceeași tentă de verde. Aceeași tentă de verde. Poate chiar mai verde decât verdele ăsta la altă. Și pastea le-am luat de la EMAG, link în descriere către domnul de-am luat de la EMAG. Primele filme le-am luat de la H2O Shop și pastea le-am luat de la EMAG. Deci care erau șansele să fie depozitate greșit și la EMAG și la H2O Shop? Aici în cameră sunt 23 de grade. Nu e foarte cald, nu e nici foarte rece. Deci clar e o problemă cu ele. Nu știu ce să zic. Dacă vă place așa, go for it. Dacă nu, mai căutați.